Rareș Bogdan crede că România ar putea intra totuși în spațiul Schengen, dar în etape. Există șanse mari ca țara noastră să reușească să intre în zona Schengen, aeroportuar, până în 26 martie și pe zona de trecere terestră și feroviară chiar mai repede, dar discut acest subiect chiar cu Rareș Bogdan, europarlamentar PNL. Bună ziua! Bună ziua, salut dumneavoastră și bună ziua tuturor telespectatorilor. Din datele dumneavoastră, în ce stadiu se află dosarul României în acest punct? În analiză a fost acea delegație formată din 25 de persoane reprezentate la 11 țări, respectiv ai Frontex, ai Comisiei, ai Consiliului. Aceștia au vizitat 10 locații din România, începând cu două locații de pe granița de vest cu Serbia și o locație pe imigrație, centrul de imigranți din Banat, din Timișoara. După asta au vizitat la București centrul de cooperare polițienească și o vamă fluvial maritimă, respectiv vam de pe granița estică. Dar concentrarea contrară a ceea ce se credea a fost mai mult cu nici domnul Iohannis pe granița estică a Uniunii Europene, considerând că România în acea parte a făcut față cu brio și face față din punct de vedere tehnic și al funcționarilor cu brio tuturor provocărilor, pentru că de 7 luni de zile ținem acea graniță cu o țară aflată în plin conflict și care a trimis, practic, către România și spre Europa peste 2 milioane de migranți care au trecut pe teritoriul României. România s-a comportat admirabil. Deci problema cea mai mare este legată de migrație și de modul în care România se comportă cu migranții, respectiv de legile justiției și trecerea acestora prin Parlament, dar realitatea pură, pentru că să spunem lucrurile pe nume, este să nu ajungem din nou la dezbaterea internă din Olanda, pentru că despre Olanda este vorba, restul țărilor, atât Franța cât și Germania, și-au exprimat clar opțiunea pentru accederea României, Finlanda și Danemarca, care erau cot la cot cu Olanda în cei 11 ani, în diferite momente, la fel și-au arătat susținerea. Deci, dar cât de mult ar cântări un răspuns negativ din partea Olandei? Că, dacă bine mi-aduc aminte, Rutte zicea în principiu. Este de acord. După cum știți, deciziile în Consiliu și în JAI se iau prin unanimitate. Dacă Olanda se opune, va fi complicat. Eu sper în continuare să nu se opună, să nu lase partea de dezbatere internă din Olanda să pună stăpânire pe o politică europeană și pe o decizie europeană care poate influența extrem de mult atât euroscepticii și limbajul anti-european, inclusiv într-o țară profund pro-europeană cum e România, și precum și ar arăta slăbiciunea și carențele de organizare ale Uniunii Europene care trec printr-o continuă provocare. Acum trebuie să știți că la nivelul Olandei, în martie au loc alegeri locale și regionale, iar acel al patrulea partid, Union Christen, care face parte din coaliția lui Rutte de guvernare, este o forță politică care nu are reprezentare foarte mare la nivel parlamentar, are și la nivel europarlamentar un singur europarlamentar pe Van Dalen, dar în schimb deține președinția, deci conduce 4 din cele 12 regiuni ale Olandei. Iar tema antimigrație este tema predilectă a campaniei. Acum, pentru România, pentru sănătatea Europei, pentru sănătatea construcției europene, o dezbatere internă din Olanda pe cine câștigă mai multe regiuni sau cum arată configurația de guvernare a Olandei ar fi extrem de nocivă, arătând clar că sunt anumite probleme care se importă la nivelul Uniunii Europene din statele membre. Eu cred în continuare că șansele noastre există, sunt reale. Legat de acel lucru că am văzut presa, eu am dat o declarație din Bruxelles ieri după amiază, și am vorbit de cele două. Nu e vorba neapărat de o etapizare, e vorba de o etapizare tehnică, pentru că la nivelul aeroporturilor, la nivelul aviației, există două momente când se schimbă orare de zbor, când se anunță noile orare, când se anunță fluxurile, respectiv culoarele de zbor, 26 martie, respectiv 26 noiembrie. Dar nu, dacă intrăm, dacă primim decizia pe 8 decembrie, la Consiliul JAI, Justiție și Afaceri Interne de la Praga, practic vom intra
automat de la 1 ianuarie cu rutierul și feroviarul, iar tot ceea ce ține de aeroportul pentru a fi implementat trebuie să intre într-un moment din cele două, adică 27 martie este primul moment. Deci e o chestiune tehnică, nu e o chestiune de decizie politică această etapizare. Domnule Rareș Bogdan, vă mulțumesc pentru intervenția la LFNews. Vă mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și eu. Numai bine, sărbătoriți.